Florin Piersic, da? Seriile de Crăciun cu Piersic au devenit o tradiție deja. Suntem într-un alt loc acum, o să vă povestim de îndată unde. Crăciun frumos, Florin! Mulțumesc frumos, la fel ție și dumnealor. Am spus că anul ăsta facem o întâlnire interesantă. Așa. O întâlnire despre călătoriile unei piersici românești în jurul lumii. N-am vorbit niciodată cu tine despre lumea pe care ai văzut-o, despre țările pe care le-ai vizitat. N-am vorbit despre asta. Așa, da. Atunci am stabilit împreună să venim într-un loc unde sunt mulți străini. E locul preferat al tuturor la ora asta. Suntem în Dubai, Florin. Așa. Știam. Stai normal, băiatul ăsta. Bă, dar nu se aude nimic. Eu nu știu ce vorbesc aici. Nu contează. Mi s-au înfundat urechile prea cu cernice, părinte. Fă ceva. Spovedește-mă, fă-mi ceva. Florin. Da. Dubai, da? Dubai. Da. De ce râzi, mă? Păi, tu m-ai adus aici datorită acestui om pe care îl cheamă Dan Negru. Dacă n-ați auzit de el, vă spun eu. Realizator de televiziune, extraordinar de bun prieten cu mine de 100 de ani, chiar de 100 nu, dar foarte bun prieten cu mine de o foarte lungă vreme și trebuie să vă spun doar atât, că am venit în Dubai datorită dumnealui, adică a lui Dan Negru, nu-mi place să spun dumnealui, mă rog, datorită lui Dan Negru și doamnei Cristina Muntean, pe care vreau să o pomenesc, pentru că a avut această idee, șoptindu-ți ție că ăsta ar fi subiectul pe care Dan și doamna Muntean s-au gândit să vi-l povestesc dumneavoastră. Acum eu sunt nu emoționat, că emoția am întotdeauna. Trebuie să vă spunem atât, că am venit cu avionul. Și în avion au venit niște tineri ca să mă fotografieze, să îmbrățișeze cu mine și unul dintre ei, Victor, îi spun numele pentru că l-am reținut pe el și pe ceilalți, dar nu pot să vă spun toate numele că n-are rost, mi-a spus veniți cu mine și cu prietenii mei, veniți la... Formula 1 ne-a chemat. Da, vorbește tu atunci și eu te ascult. La Formula 1, domnule, și am spus cum să viu, mi-ar place că eu știu pe primul și cel mai premiat și cel mai minunat de la Formula 1, știi cine este? Schumacher. Schumacher. Și ei mi-au spus, da, dar acum e unul Hamilton, care vrea și el să fie nu știu ce și nu știu cum zic, aș veni, dar trebuie să mă duc în Dubai și nu pot să plec din Dubai, din cauza că am o întâlnire cu câțiva oameni care mă mai cunosc, alții care abia vin și o să spună cine e ăsta, cum a întrebat unul din avion, care a spus ce vă tot înghesuiți la ăsta? Ăla era cine străin. E străin? Da? Engleză vorbea și eu engleză știu Metro Golden Mayer, zic, nu știu nimic, dar dacă îmi vorbea rusește sau în franceză, eram aur. Bun. Zi-mi, Florin. Nu, n-am terminat. Și îi spun ăla, ăsta e actor. Ăsta s-a uitat la mine prima dată când s-a uitat cine e vecinul lui și când vedea că ăștia îmi cer mie poze, autografice, a început să întrebe. Și m-am lămurit cu el când la urmă să mă salute, să nu știu ce săracu, nici nu știa cine sunt. Asta s-a întâmplat odată la Londra, când eu am ieșit după un spectacol și când am ieșit, 70 de oameni, 70 zic, erau în fața mea, după care sute, care n-am putut să intrăm la spectacol. Zic, n-aveți nicio problemă. Aranjăm. Ne vedem, uitați, în pub-ul ăla. Organizatoarea recitalului meu s-a dus la pub, a vorbit acolo, ei au spus cu plăcere. Și am stat după spectacol vreo 3 ore în care fiecare venea pe rând să le scriu, să ne fotografiem. A fost minunat, dar cel mai grozav lucru e faptul că erau niște străini, cam mulți, dintre care unul înalt, mare, mare, cu un cap decât mine
care s-a apropiat, credea că ceva vedetă de la Hollywood sunt eu și a vrut poză, m-a luat în brațe. M-am fotografiat cu el, cu alții. Ăsta a fost momentul pe care n-am să-l uit niciodată. În avion, bineînțeles că toți din avion, ai văzut și tu că avionul s-a lăsat. S-a dus la un moment dat, ne-a zis stewardesa numai că se duce... Se duce, da. Ei, se duce, nu ți-a spus auzi, nimic, Florin, dar Florin, spune, dragă, zi-mi călătorile lui Florin prin lume. Da. Zi-mi prima dată, ții minte când ai ieșit din România? Cum să nu țin minte tot? Vreau să vă spun că cu memoria stau extraordinar. Întrebarea lui e bună. Cum am călătorit eu prima dată? Aveam 22 de ani jumătate. Eu m-am născut în ianuarie, pe 27 ianuarie sunt vărsător. Asta era în aprilie, când am fost anunțat de un domn pe care îl cheamă Jean Bar, și care în tramvai, în tramvaiul 5 în București, mi-a spus, știi, Florin? Zic, da, eu sunt Florin. Da, Florin, te știu, te-am văzut în film. Zic, în care? În Ciulinii Bărăganului. Zic, da, ăsta a fost. Să-ți spun ceva. Să știi că tu ai să fii reprezentantul României la Cannes. Uitați-vă la mine, să mă bate Dumnezeu dacă eu știam ce e aia Cannes. M-am dus acasă, mi-am întrebat părinții, păi ați auzit de Cannes? Nu. Am luat o hartă, ne-am așezat jos, ne-am uitat pe hartă, zic, asta e în Franța. Plec în Franța, mama, smoking, chestii, papion, trebuia să mă pregătesc să plec în Franța. Eram înnebunit, nu-mi venea să cred că eu, la 22 de ani și, o să ajung în Franța. Unde? La Paris. M-am suit în avion după ce mama mea, dulce, scumpa mea mamă, m-a condus până la avion pentru că atâta i-a vrăjit pe ăia de la frontieră că au spus, lăsați-mă, îl conduc, e prima dată când pleacă. I-au dat voie, ceea ce nu s-ar putea face acum. Și mi-a spus, Florin, ți-am pregătit un pui fript. În avion, pe avion? Nu în avion, pe scara avionului. Mi-a dat puiul, zic, foarte bine, nu m-am suit bine, o stewardesă. Urs cu tobe, am văzut-o, minune extraordinară. Cum urs cu tobe? Așa ziceam noi ăștia care eram mai tineri, când vedeam una mai drăguță, îi spuneam că are urs, e urs cu tobe. Nici nu știu de ce, dar asta e. Și, bun, mă sui în avion și scot puiul. Mi-era foame, ce? N-am voie să mănânc. Și momentul ăla, Gopo, pe care nu-l cunoșteam, nu-l văzusem în viața mea. Gopo, Ion Popescu Gopo. Ion Popescu Gopo, realizatorul cu care am făcut mai târziu cel cu, ca arapa, să le spunem oamenilor, cel care a desenat Omulețul faimos. Omulețul și-a luat și premiu la Cannes. După aceea am aflat, sau un avion am aflat, el a luat premiu pentru cea mai bună realizare în desene animate. Animație, da, da. Și atunci el mi-a spus, bagă puiul la loc. Zic, de ce? Bagă puiul. Mi-e foame, domne, bagă-mă că să dăm mâncare aici în avion. Zic, în avion? Dar ce-i crâjmă în avion? Ce ați înnebunit? Dacă îți spun că stewardess a venit, a aflat de la Gopo și de la domnul Macovescu, domnul Crocmălnicianu, colega mea, actrița Angela Chioaru, a spus, el e actorul care joacă în Ciulinii Bărăganului. A venit, primul meu autograf a fost când am scos poză din buzunar și am scris Estela Blaine. Cu memoria, să știți că stau foarte bine, încă. Și i-am scris Estela, nu știu ce, și la un moment dat a venit tot ea să-mi spună că toți puii mici care erau în avion undeva în spate, cădeau pe spate din cauza presiunii atmosferice. M-am dus, am stropit puii ăia, ea a ținut minte, sau probabil că a ținut minte, nu probabil, sigur, pentru că am ajuns la Bruxelles. Acolo era prima escală. Și când mă duc, ies din avion și mă duc acolo, Gopo, cu un pai în gură, bea, zic, ce e? Coca-Cola. Pe forme, da. Zic, bani? Și el mi-a făcut semn. De la toaletă, luase bani. Cum adică de la toaletă? De la toaletă, când te duci, te simți bine, eu fac furioare acolo și pui și tu. Cât și cu Gopo a luat banii de la... Și Gopo i-a luat banii de acolo și zic, bă, bravo, bă, ți-ați ajuns aici. Nu că-ți promit, Florine. Poți să-ți spun, Florin? Zic, poți să-mi spui cum vrei. Florinel, vreau să-ți spun ceva. Eu când ne întoarcem de la Cannes, eu am să te iau de mână și am să te duc să vezi că pun banii la loc.
clar este că eu mi-a venit să râd că el a făcut toată povestea asta. Și am stat așa la bar și mă gândeam, zic, uite bă, ăsta bea Coca-Cola și eu stau ca tâmpitul și nu beau nimic. Și în momentul ăla apare stewardesa. Mă întreabă în franceză, eu asta am făcut în școală, franceză și rusă. Zice, doriți ceva? Zic, da, aș vrea, ce, Coca-Cola. Mi-a dat Coca-Cola, am băut, ne-am suit în avion, am ajuns la Paris. Nu uit niciodată și nu pot să uit, nici nu vreau să uit, că în momentul în care am ajuns la Paris, domnul George Macovescu mi-a dat la toți banii. Eu, bineînțeles... Cine era George? Era ministrul cinematografiei, ministru. Directorul general, da. Am numărat banii, zic, domnule, cu banii ăștia îmi cumpăr o motocicletă. Dar erau bani pentru o lună de zile. Dar nu știam că o să stăm chiar o lună de zile în Franța. Diurna v-a dat-o cum ar fi. Da, era un fel de diurnă. Uite că tu știi, mă, ești formidabil, toate le știi ăsta. Mai nu vrei să vorbești un lucru meu. Ori asta am vrut să vă spun, că am făcut o vizită unde? Să mă duc la Sacré-Cœur. Am urcat scările, toți pictorii își prezentau desenele, picturile pe scările astea, care nu le uit niciodată. Și deodată în fața mea apare chipul surorii mele, Lucica noastră, a familiei. Și am zis, uite, mă, extraordinar. M-am uitat la acest desen, scria 5 franci. Eu trebuia în momentul ăla să-mi scot teancul de bani și să cumpăr această schiță făcută de pictorul care era acolo. Dar îți zic, mă mai învârt pe aici și viu și o cumpăr. Când m-am întors, n-am mai găsit-o. Am întrebat, unde? Zice, a cumpărat-o cineva și a plecat. După aceea, când am dat telefon la părinților mei, mama mea nu uit niciodată și n-am să uit și asta a fost cea mai frumoasă amintire pe care o am eu legată de Paris. Cred că e cea mai frumoasă. A fost momentul în care mama mi-a spus la telefon, Lucica a fost cu tine. A vrut să fie cu tine la prima ta călătorie în străinătate. Dragii mei, la Paris am stat 3 zile, după care am plecat la Cannes. Pentru mine, festivalul de la Cannes a fost o minunăție, pentru că acolo, în afară de prințesa de Monaco, Grace de Monaco, împreună cu prințul Rainer și cu toți cei care erau acolo, erau toți actorii mei, Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Paul Newman, care venise cu Cecil B. DeMille, marele realizator de filme, l-a adus cu căruciorul pe scenă și la un moment dat, printre toți, Suzana Campos, Mary Terecic, era Tatiana Samoilova de la Ruș, care juca în filmul Letăt Juravlei, adică Zboară Cocorii. Bă, când am văzut-o, zic, ce frumoasă, ce ochi are. I-am văzut și filmul, dar înainte de a vedea filmul, a fost o recepție. Și la recepție am zis, bă, ce sunt eu aici? Păi nu sunt reprezentantul României. Nu mi-a spus Macovescu, poartă-te degajat. Ești stăpân acum, că tu ești din partea României actorul principal. M-am dus la ea și am spus, tanțuie cu mine, dansez cu mine. Ea s-a uitat la delegația din jur, delegația sovietică, s-a ridicat și a spus, da. Am luat-o la dans, copii, al doua zi au apărut fotografii în toate revistele franțuzești, poza mea dansând cu Tatiana Samoilova. Și spunea așa, Tatiana Samoilova, vedeta filmului Zboară Cocorii, dansează cu un actor tânăr și frumos. Când am adus, eu eram ăla, pentru că în momentul când am venit în țară, Dem Furdui, colegul meu, fie iertat, a spus, bă, ai văzut ce au scris ăștia? N-au putut să scrie și ei, mă, numele tău. Au scris tânăr și beau. Era jeune et beau. Adică tânăr și beau. Zic, m-ați făcut beau în firația, dar nu știți cum m-am purtat eu acolo. Clar este că festivalul ăsta a fost pentru mine
extraordinar, mai ales, și îmi place să spun pentru că el m-a provocat, unul din actorii pe care îi admiram foarte mult și îl văzusem în Louis Blas, în fel de fel de filme minunate, e vorba de Jean Marais. După 8 ani de zile, eu eram partenerul lui Jean Marais, ca să vedeți că nimic, mă, nu e întâmplător. Îl văzusem atunci la standul nostru, am făcut o poză cu el, ca după 8 ani de zile eu să fiu distribuit de Bernard Bordery în filmul 7 băieți și o strângăriță, așa au tradus ăștia. Se chema Sept Hommes et un Garçon, adică o curviștină era, dar nu puteau traduce, ei asta a spus strângăriță. Vrăjeală românească, dar eu eram în film Franchion, eram partenerul lui. Înnebunit era, după mine, da. Îi plăcea foarte mult, îi plăceau băieții. Jean Marais? Nu, tata. Sigur că Jean Marais, văd că tu nu înțelegi nimic, dumnealor au înțeles, de-aia nici n-au reacționat. Vreau să vă spun că era înnebunit la filmări, făcea absolut tot. Multe am învățat de la Jean Marais, dar cel mai frumos lucru a fost faptul că am avut ideea minunată să-l invit într-o seară pe strada Bolintineanu numărul 10, Kölcsei utca în limba maghiară. Vreau să vă spun că l-am invitat acolo împreună cu cine? Zice tu, cu Sidney Chaplin, cu băiatul lui Charlie Chaplin. Din clipa aceea au fost atât de bine primiți în cartierul Clujului acolo, cu toți copiii care aveau fotografia lor sau fotografia lui Jean Marais. Sute de copii care știau că eu am anunțat pe părintele Lazar că o să vin acolo împreună cu el la o masă. Masă extraordinară, din seara aceea nu l-a mai putut mișca pe Jean Marais niciodată de acolo, de la filmare, el pleca direct la familia Lazar în Cluj. N-a să uit niciodată când a întrebat părintele Lazar, Florin, dragă, dar vreau să te întreb, cine plătește toate convorbirile astea? Zic, le plătește el, ăsta are bani. Nici nu era Dubaiul pe vremea aia, să spui că totuși aveți niște bani. Că eu mă uit la voi ce bine arătați și nu știu cum să vă spun, dar dacă nu-mi dați nimica, e foarte bine. Să-mi dați aplauze că doi termina peste 2 ore, pentru că eu vreau să vă spun ceva, am o vorbă, încep ușor și termin greu. Deci vă rog să mă ascultați, Parisul s-a terminat, am cunoscut-o pe Jean Moreau. Cel mai frumos lucru care pot să vi spun, unul din cele mai frumoase, este că în momentul în care m-a prezentat pe mine, a spus la vedette de Romanie, Florin Pierre Sic. M-a făcut chinez. 3 nume aveam, Pierre Sic. Și am intrat. Direct la ea m-am dus, ceea ce nu făcea nimeni, nici nu dădea mâna cu ea. Am luat-o în brațe și am pupat-o. Ea s-a apropiat de microfon și a spus, oh la la, le roumain. Adică suntem vagabonți mari și ne plac doamnele. Și întâmplare minunată, am văzut un film, vă recomand să-l vedeți, Giuseppe Verdi cu Pierre Cressoa. Eu, care îl văzusem filmul la facultate în București, când urmăream filmele cu Gerard Philippe și cu ăsta, e un nebunit. Zic, nu se poate, l-am văzut pe croazetă, se plimba cu Jane Mansfield. Toți în România spuneau, mă, ăsta care joacă pe Verdi, Pierre Cressoa, îl cheamă Petre Crețoiu. Zic, cum adică? E român, mă, cum? Și ăsta e român, zic, formidabil. M-am apropiat de el, zic, bonjour, bonjour. Florin Piersic, Luzetă, tu ești Crețoiu, ea? Comment? Crețoiu, lasă-mă, nu fă pe nebunul, că noi știm, ești român. Și nu comprompa, pe... nu înțelegea. Atunci mi-am dat seama că astea sunt toate vrăjeli. Că e român. Că e român, da. M-am salutat cu el, i-am spus că e foarte popular în România, că a jucat în filmul ăsta. Foarte fain era, era grozav, l-am cunoscut și pe el. Și, să le explicăm oamenilor care ne privesc acum că de la moschee au început să cânte. Să cânte ca să cheame religioși la rugăciuni, la ei. Da, da, la, da. La, nu mai spun povești mai departe decât atât că tot în călătoria franceză, ca să spun așa, că tu m-ai întrebat
cum, care a fost prima mea călătorie, a fost drumul după festivalul de la Cannes la Marsilia. La Marsilia ne-a așteptat un actor care a făcut bucuria întregului public francez, își aduc aminte tot timpul de el, Fernandel. Comic mare. Comic mare, n-arăta grozav, dar era atât de simpatic. Și eu în mașină lângă Fernandel, văd că oprește în Marsilia, oprește la un polițist care era într-un din ăsta rotund, cum dracu-i zice, știi de ce vorbesc? Sens giratoriu. Sens giratoriu, nu-mi vine cuvântul niciodată. La sens giratoriu, oprește mașina, se uită la ala și zice, Fernandel! Și Fernandel polițistul. Ia, polițistul, da. El ia o sticlă de bere, avea mai multe sticle de bere și dă polițistului. Merci, merci. L-a pupat, am plecat și zic, uite bă, ce înseamnă popularitate? Ce înseamnă iubire pentru public? Așa se purta cu cei din jur că ne-a dus să mâncăm buiabes. Ați auzit de așa ceva? Mm-hmm. Ați auzit? Domnule, ne-a dus acolo, nu știau chelnerii ce să-i facă, cum să-l servească. Ce fericire era, la geamuri stăteau oamenii să-l vadă pe el. Asta e o amintire cu Fernandel, iar cea mai frumoasă amintire din Franța o am, poate cea mai frumoasă, după ceea ce v-am povestit legat de sora mea, a fost momentul în care eu am fost invitat împreună cu delegația care era numai Gopu și George Macovescu la NIM în Spania, la luptele cu tauri. Mă copii, eu nu iubesc să văd animal omorât, dar ce era acolo nu era adevărat. Cine credeți că era lângă mine? Dacă ghicești, țărane, habar n-ai. Lucia Bosse. Lucia Bosse, care era actrița din filmele pe care tu nu le-ai văzut, că tu ești copil mic, nu-i pace sub măslin cu Lucia Bosse și cu Raf Valone. Era în film de să mor, dacă nu m-am gândit la ea, zic, cum de n-am și eu norocul să pun mâna pe asta. Și acum era lângă mine, Lucia Bosse, ca să aflu că ăla care lupta în arenă cu taurul, era Luis Miguel Dominguin, marele toreador, care avea victoria în momentul în care îl împungea pe taur și era cădea în genul. Și el a scos pălăria aia de toreador, a venit, ea era în stânga mea și a aruncat pălăria. Ea a prins-o, i-a făcut semn că îl îmbrățișează și eu m-am gândit, zic, cum de nu mi-a aruncat mie pălăria, cu toate că ăsta Domingun arăta genial, semăna cu Iglesias, parcă mi-aduc aminte exact cum era Domingun. De ce v-am spus asta? Pentru că atunci am auzit o glumă și vă spun, un om cu bani mulți, totdeauna când murea un taur, comanda la restaurantul lui personal fuduliile taurului. Și odată au venit două fudulii mici de tot și el a spus, ce-i cu asta? Zice, în ziua de astăzi n-a murit taurul, a murit toreadorul. Da, n-ați să uit asta niciodată. Bă, ce-am râs atunci. Asta era o banc extraordinar pentru mine. M-am dus la castelele din Loara. Nu vă sfătuiesc să mergeți niciodată la castelele din Loara, pentru că urci pe scări, cum am fost eu la Acropole în Grecia, și am urcat 3 zile, am umblat crăcănat, cum am, atunci când mi s-a dat brânci din avion cu parașuta. De atunci sunt impotent, pe cuvântul meu de onoare. Vorba vine. Nu putem să demonstrăm că nu sunt sau sunt impotent. Vreți să fiu sincer cu dumneavoastră? Acum ar fi trebuit să încep eu întâlnirea cu ei. Acum m-am încălzit. Prima ta ieșire, Franța, da? Da? Franța, bun. Da. Spune-mi. După care, încet, încet, știu că au început... ai o cafea acolo, dacă... Am văzut, da. Încet, încet au început spectacolul în Israel, nu? Da, în Israel am avut... Nu, mai târziu a fost. Târziu? Dar nu-i nimic, mi-ai spus de Israel. Prima dată când am ajuns în Israel, jucasem o piesă de mare succes în România. Am jucat 1100 de spectacole.
nu vreau să fac nicio reclamă, dar la ora când noi vorbim, noi suntem cu Medeia Marinescu jucând piesa Străini în noapte, adusă de maestru Beligan, avem peste 1224 de spectacole jucate peste tot în Europa și jucate în România peste tot. E spectacolul care mi-a adus cea mai mare bucurie în ultima vreme, în ultimii ani, pentru că jucăm de 11 ani cu Casa Închisă. Atunci jucam Oameni și Șoareci, al lui Steinbeck. Rol cu care eu, la Viena, am avut cea mai grozavă cronică. Mie, vreau să spun ceva. Băi, asta sună laudă, eu știu asta. Dar de ce să nu spun la vârsta asta fragilă pe care o am, de ce să nu vă spun dumneavoastră care sunt bucuriile mele mari? Cum să joci Oameni și Șoareci și la sfârșitul spectacolului să stau să, împreună cu colegii mei, Valeria Gagealov, Matei Alexandru, Vicky Moldovan și alții, să stăm la aplauze 10 minute, un sfert de oră, nu se mai oprea lumea din aplauze. Și a doua zi apare în Die Presse, cel mai dur ziar din Austria, titlul. E o bucurie pentru un teatru să aibă un asemenea actor. Florin Piersic în Oameni și Șoareci. Mă, copii, din clipa aceea mi s-a făcut rău. Am dat telefon acasă cu fisă. Nu știam eu că există telefoane de astea, nici nu era. Vreau să vă spun, am avut un succes așa de mare că uite ce zice, nu ne povesti că știm de la Europa Liberă. Taci-mă din gură, nu spune că ascultați Europa Liberă. De la München se transmitea prin Europa Liberă tot ce era împotriva regimului. Clar este că părinții mei știau, eu eram fericit că am avut un asemenea succes și din clipa aceea domnul Zaharia Stancu, marele meu director Zaharia Stancu, eu l-am adorat pe acest director pentru că datorită lui Zaharia Stancu am ajuns eu director, auzi, ferească Dumnezeu, am ajuns eu actor la Teatrul Național. M-a văzut în Peer Gynt și a spus, ăsta vine la noi. Și de la Piatra Neamț... Zaharia Stancu. M-a luat, a venit Aurel Baranga cu Chiril Economu și a spus, vii la București pentru că ai să joci în piesa lui Bernard Shaw, Discipolul Diavolului, în care jucam eu pe Richard Dagen. După aceea am jucat rolul lui Alexei din Tragedia Optimistă la Vlad Mugur și așa am început eu să joc la Teatrul Național. Îl vezi pe omul din care... Acolo? Da. Aia e camera ta. Am înțeles, dar trebuia să știu de la bun început. Stați aici degeaba și nu-mi spuneți mie, mă, uită-te în ăla. Acolo, filmează-mă. Tu vorbești românește? Vorbește, nu? Nu vorbești românește. Cum să spune mulțumesc? Thank you. Niciun thank you, că asta nu-i românește. Thank you în capul tău. Cum spun ăștia când e mulțumesc? Mulțumesc. Cum să spune? Niciun ăsta. Nu mai fă ca mine. Tu zic. Cum se cheamă? Ziceți. Cum se cheamă? Șocran. 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 Bravo, da. Șocran. Deci, și vouă vezi, da? Șocran. Vezi, da? Bani, niciun... Noroc, mă, Șocran. Perfect. Deci, să trăiești. Florin. Lasă-mă, nu mai aplauda. Israel. Pe asta am vrut să spun că datorită acestui spectacol a venit unul Teșu Solomovici și a spus, vii în Israel. Zic, nu pot să mă duc. Cum să mă duc în Israel? Vino, că nu știi. Sunt foarte mulți evrei plecați din România și trăiesc în Israel. Ei vor să te vadă. Mă zic, ce să nu mă duc? Eu vă spun dumneavoastră, care vreți să mai mergeți în Israel, prindeți-mă încă în viață și vă sunt eu, dumneavoastră, ghid. Eu știu Israelul mai bine de Dubai, nici nu mai vorbesc, că nici nu știu unde sunt acum. Sunt în Dubai. În Dubai, da? Ce am văzut azi în Dubai nu-mi vine să cred. Zim de Israel, zim de Israel. Lasă-mă cu Israelul, că o să-ți spun și de Israel. Dar înainte de asta a fost un spectacol la Teatrul Național cu poezii de actualitate, cum era atunci. Eu spuneam Odă pădurii a lui Baconski. Dar în clipa când am intrat în scenă, Furdui, i-a spus Florin,
Știi cine e rândul întâi? Zic, cine? Ion Pribeagu. Pribeagu? Da. Unul din mari, că oamenii nu știu. Da, unul Pribeagu, din mari textieri. Textieri care a scris pentru Tănase, bravo. Pentru Cărăbuș. Cărăbuș, pentru Antonescu Cărăbuș, exact. Ca să explicăm și cine a fost... Da, dar tu de ce ești aici? Ca să explic și eu tac din gură, dracu, că m-ai nebunit. Zic, eu un Pribeagu, păi eu știu. Fraților din Cilibia și din toată România, din Galaș, din Sascut, vă salut! Vă salut, amici și frați, cu scrie neamuri și cum leați, din Galaș și din Ghimpați și vă toți la toți cinstit, iarăși bine v-am găsit. Fraților din Lung și Lat, din Mizil și Calafat, din Obor până în Cernat, Pitar, Moș și Vandulat, din Pomârla, de pe Sat, de la Râmnicu Sărat și tu Buță și tu Strat, tot cenaclu consacrat, vă anunț că s-a întâmplat cazul cel mai minunat din acest sfârșit de leat, m-am mutat. Și uitați așa, recitând, ăsta care avea, era atât de mic Pribeagul ăsta că n-ajungea cu picioarele la pământ, s-a ridicat în picioare, nu-i niciodată. A început să aplaude sala la fel, că toți ceilalți spuneau poezii socialiste din astea, înțelegi? Și eu am terminat și când am ieșit un coleg de-al meu și furdui mi-au spus, fugi acasă că te arestează ăștia, ești nebun, în loc să spui poezia aia, ai spus, pentru că nu era Pribeagul, Israel. Și plec după un timp destul de scurt, plec în Israel. În clipa când am intrat pe scenă, toți din sală, sală ca la, dacă ați văzut, toți ați văzut sala Palatului din București. Cam de, cam în genul acestei săli este Heichal Hatarbut în Tel Aviv. Și în clipa când am intrat, toată sala a început să aplaude și au început să se ridice, să se ridice. Și atunci eu am spus, un moment, vreau să știu un lucru. Dacă domnul Ion Pribeagu este în sală. Asta e. Și în momentul ăla, în rândul 6, că l-am numărat după aceea, s-a ridicat o doamnă care a spus, domnul Florin, când ați recitat în fața soțului meu, era o zi înainte de a pleca noi definitiv aici. Și pentru el a fost cea mai minunată amintire că în timpul unui spectacol de poezie la Național ați spus o poezie, două poezii de el. M-am dus, i-am dus buchetul de flori și atunci am spus o poezie în limba ivrit, Itgadal, Veit, Kadash, Maraba. Vezi mă că alea le știu. Israel. Și asta am vrut să vă spun cu Israelul. Îmi plăcea să mă duc la mare. Toți plecau în turneu și eu ziceam, viu și eu. Dar viu cu o mașină. Cu un autobuz. Hmm. Că au și ei. Știu și locul de unde se iau autobuzele astea. Și am făcut baie, zic, ajung. Unde jucăm? La Haifa. Copii, uitați-vă la mine, vă rog eu, un minut, uitați-vă la mine. M-am dus și zic, bă, e târziu. E târziu, bă, trebuie să ajung la spectacol la Haifa. Mă duc în piața aia, nu te uita la telefon, că nu te sună nimeni, că eu vorbesc, fii atent. Țărane, fii atent ce-ți spun. Și în momentul următor, ce credeți dumneavoastră că mi se întâmplă? Mă urc în autobuz și spun la ăla de la autobuz, spectacol, pe scări, impresarul, Teșu. Ai venit, ai venit, mă, m-ai nenorocit. Cristina Stamate, actrița de la Teatru Tănase, m-a botezat pe mine Hărmălaie. Așa zice Cristina. Ea zicea Hărmălaie. Mie, nu spunea Florin, Hărmălaie. Hărmălaie. Francis Munteanu spunea Grămadă. Gopom spunea Steag. Jean Constantin Steag, adică eu duc steagul pe unde mă duc. Jean Constantin spunea Fruct Export. Toți aveau fruct cu fruct export, da? Fruct okay. Export. Or, asta am vrut să vă spun neapărat, că am ajuns acolo, am fugit pe scări, m-am uitat, Cristina era pe ăsta. Și deodată îl văd, dacă nu povestesc, asta am venit degeaba, și deodată îl văd pe Nițescu, cântărețul românilor de muzică ușoară, se bărberea pe pian. Și pianul era în culise, dar ăia din partea aia, cum ați fi dumneavoastră, toți ăia îl vedeau că el se bărbește. Și atunci eu pun mâna pe cortină ca să-l astup pe ăsta. Dar n-am știut că cortina e pe rulmenț. Când am tras-o, toată cortina a venit aici și cine era pe scenă? În pielea goală. Alexandru Lulescu, care se prezentase înainte cu numara lui Vioristul Neamului,
el așa cum l-a făcut maică-sa. Dar de ce era el gol? Pentru căldură, mă, aici când vii în Dubai, nu acum, că acum e o nebunie. La vară, dacă și vii el... aici, nu umbli gol sau umbli aproape gol. Sau îți vine să te dezbraci și să-ți dai demisia. Și el, asta. Și el stătea gol, terminase numărul și stătea, uite, așa, gol. Și când a văzut cortina aia, s-a întors spre mine și a spus, bă, tu ești normal. Lumea a aplaudat, ce nu e adevărat, pentru că au crezut că ăsta-i număr, că-l arată pe el cu zdrângăloiul gol. Și eu am vrut să corectez și am luat cortina și am tras-o înapoi. S-a dus aia pe rulmenț, tot în pielea goală a rămas el acolo. N-am să uit asta veci și vecilor. Lulescu, când povestesc asta, râde cu lacrimi, că și-aduce aminte. Ora asta e o întâmplare din Israel, dar multe povești cu Marin Moraru, cum mergeam în Șuc. Ce ca e să cu Șuc e o piață unde, dacă mi-e drag undeva, nu știu, n-aveți Șuc aici, piață din asta. Piață, da, aveți da. O piață unde te duci și cumperi tot ce vrei, găsești și bomboane, și cafele, și blănuri, și pălării, și tot. Acolo m-am dus eu cu Marinuș Moraru și i-am spus, zic, fii atent ce fac. Ăla îmi spunea Tarzanul. Îți dai seama cum arătam eu. Vreau să mă ridic să vedeți. Dom'le, eram cumva... Arătam, eram bronzat, că stăteam tot timpul la mare, era fain de tot, cu părul lung. Tarzano mie! Și mă duc acolo și încep să mă socotesc cu ăla care vindea blană din asta de oaie întoarsă. Bă, mi-a cerut banii, zic, e mult. Tarzano? Zic, nu mai Tarzano, că îți dau două de te... pe tine, ce ești nebun, nici un Tarzan, uite atâta pot să-ți dau, 200 de lire, lire erau atunci. Am luat haina și am aruncat-o în fundul magazinului, eu la... sunt nebun, zic, da, sunt nebun. Și plecam și striga după mine, Tarzano, vieni, ca să-l vândă. Aia am luat și blana cu 200, i-am luat și eu o căciulă. Îmi spunea Marin Moraru, în viața mea n-am văzut cu Marin Moraru, am o poveste în Israel, veneam de la o masă de la Haim și la un moment dat în cartierul cu fete vesele, vedem amândoi 400 de lire. Și el s-a pleacă, ia Marinuș banii, zic, ce facem? Zice, 200 ție, 200 mie. Căzuseră din chiloții sau din sutie, nu vreunea asta. Da. Nu-i niciodată ce bucuros era el că am găsit noi banii ăștia. Da. Florin, Rusia. Rusia. Rusia, trebuie să vă spun, dragii mei, eu am făcut limba rusă în liceu. Vorbești fluent rusa cu... dacă vorbește cu tine... Este cultur. Știu. Poți să porți o conversație. Am jucat, pot. Am ajuns în Rusia... datorită faptului că jucasem într-un film al lui Gopo de-aș fi Harap Alb. Eu îl jucam pe Harap Alb. Filmul s-a prezentat la Moscova și a luat premiu special al juriului. Eu, încântat de toată povestea asta, i-am spus lui Gopo, pentru mine e o mare bucurie că am putut să fiu interpretul tău principal. Și atunci Gopo a spus, da, dar tu ai să mai vii anul viitor aici. De ce? Făcuse un film, Francisc Munteanu, care se chema Tunelul, care era coproducție româno-sovietică. Jucau Prigunov, Loctev, actori excepționali la Moscova. Ori vreau să vă spun că și Valentina Maleavina, care era actrița care juca în film, m-am împrietenit cu ea foarte tare, că mi-a plăcut grozav. Am avut boală la rusoaice, vă spun adevărat. E adevărat, de ce să nu spun? Frumoase. Frumoase de pici. M-am dus după un an să prezint filmul Tunelul, al lui Francis Munteanu. Și Francis, care era bulbuit, zice, vreau să spun ceva. Grămadă, vreau să-ți spun o chestie. Îl vezi pe ăla? Zic, da. Ăla e cel mai mare regizor sovietic, îl cheamă Yura Ozerov. Zic, da, și vrea să te cunoască. M-am dus, am dat mâna și Yura Ozerov a spus rusește.
A spus, ce bine semeni cu scorțenii. Eu am crezut că scorțenii ăsta e vreun fotbalist. Ceva, unul da. De ăsta, un cosmonaut. Și am zis, mă bucur. Zice, nu te bucura că ăsta a fost mâna dreaptă a lui Hitler. Când am auzit, zic, bravo, semăn cu el. Ei, da. Vrei să faci o probă? Zic, da. Ce eu fac un film. Zic, da. Îți vă băjdie în Europa. Ce e? Eliberarea Europei. Aha. Zic, da. Și vreau să-l joci pe scorțeni. M-au dus machiorul Ulianov, nu uit niciodată, care a fost machiorul lui Cherkasov și a marilor actori ruși pe care eu îi știu. Dumneavoastră sunteți toți așa de tineri încât n-ați văzut filmele rusești care le-am văzut eu. Și atunci a spus Ulianov, după ce m-a machiat, m-a tuns, mi-a pus mustăcioară, mi-a făcut cicatricea și a spus care e Scorțeni și care e Florian Persic. Așa îmi spun, nu știu, nu spun Florin, Florian. Și atunci Ozerov s-a uitat și a spus, ăsta este Scorțeni, zice, nu, Scorțeni ăsta. Așa bine te-a machiat, așa bine te-a machiat. Extraordinar, extraordinar. După două săptămâni am primit vestea că eu joc în filmul ăsta. Mă, copii, ceva... un amănunt. Am ajuns în aeroport și aud nimănie, nimănie, atențiune, atențiune, actor, rumânski actor, Florian Persic, na informație. Și mă duc la informație, mă uit în stânga, în dreapta, zic că ia Florian, la care o doamnă, aici e povestea. Nu fac pauză, dar vă întreb. Ați văzut vreodată o femeie cu mustață? Femeie cu mustață? Da. Cea care mă aștepta era Maria Evdokhina, care mă aștepta pe mine și care a spus, Florian, este pup. Da, când m-a pupat și acum ați simt înțepăturile, avea mustață, bă. Eu n-am văzut în viața mea. Cu ea am călătorit la Tbilisi când mi-a spus zdies, adică aici, oci în hăroșii limonad. Zic, gata, beau limonadă. Mi-au dat într-un păhărel niște pipi din ăla colorat și sifon și a trebuit să spun oci în hărășo, pe dracu, niciun hărășo. Și ea zice, trebuie să mergem la balul marinarilor. Zic, marinare, extraordinare, aici, în Tbilisi, orașul lui Stalin. Tu știi aia asta? Da, s-a născut acolo. Le știi acolo, acolo s-a născut, da. Și mă duc acolo, ajungem pe munte cu doamna cu mustață, umblam cu ea. Gălăgie, scandal, beau ăia. Simțeam că fac pe mine. Și am spune, uite acolo. Zic, dar nu trebuie să-mi spui, că doar am văzut. Pac, apropo de asta, îți spun ceva. De plângeți, dacă vă spun, dumneavoastră care vă uitați și tu mă filmezi, Omar, fii atent, pe băiatul aici, vreau să vă spun că am intrat și singur făceam ce faceți dumneavoastră, bărbații, când nu vă mai puteți ține. Și în momentul ăla, în stânga mea, zice unul, tu ești Florin Piersic. În timp ce stătea cu mâna pe jucărie. Zic, da, ce bine îmi pare. A luat mâna și a zis, ce bine îmi pare că te-am cunoscut. Zic și mie, dar cine sunteți? Zice, sunt băiatul lui Constantin Tănase. Extraordinar. Așa l-am cunoscut eu pe băiatul mare lui Constantin Tănase, pe care eu l-am jucat la televiziune în emisiunile pe care le-a făcut Ioana Bogdan, Titus Munteanu, da, toți ăștia. Și atâta vreau să vă spun, așa l-am cunoscut pe el, de acolo am plecat la Tbilisi, de la Tbilisi am plecat la Sochi, de acolo la filmările unde trebuia să apar și eu, și acum vreau să vă spun ceva. Bă, copii, vedeți ceașca asta? Ei, ceașca asta eu vă dau ca fiecare dintre dumneavoastră
să beți din ea. Așa beau rușii când am băut eu cu ei. Nu vodcă, caniac. Cel care conducea toate armatele sovietice, armata 14-a sovietică atunci, era unul care îl chema Aftandil Aftandilovich Mkaradze. Avea decorații peste tot. Numai în locul ăla care îl știți dumneavoastră, nu se punea decorație, care îi fa frică să nu îl înțepe cumva. Ăsta, mic, rău așa, se uita la mine, știa că eu sunt din România și că îl joc pe scorțeni. Și făcea Ceaușescu. Avea boală pe Ceaușescu, că Ceaușescu vorbise la televizor. Da, cu 68 cu Cehoslovacia. Exact. Și atunci eu m-am împrietenit cumva cu el și îmi dădea paharul care umbla de la... Coniac. Da, toți ofițerii lui. Eu în viața mea n-am văzut o filmare ca aia. Extraordinar. El conducea prin microfon tot ăsta, Aftandilovich Mkaradze. Și eu stăteam cu ei la masă, dar eu cum primeam paharul de coniac, îi spuneam ceva. Ia-o și momentul când se uitau la mine și după aia vărsam paharul în găleată. Nu bei. Nu puteam să beau. Cum să bei, mă? Bei atâta coniac de nu știau nici cum îi cheamă. Dar asta e viața lor. Eu ducându-mă la ruși, m-am bucurat dintr-un singur motiv. Vă rog să mă credeți că vă spun. Teatrul englez e nemaipomenit, dar teatrul rusesc este incredibil. Ce spectacole am putut să văd eu acolo, Trei surori, Livada cu vișini, spectacole jucate de niște actori absolut senzaționali, sunt rușii, grozavi actori. Și așa am putut să cunosc actorii cum au fost Serghei Bondarciuc, pe care dacă l-ați văzut în filmul sau l-ați vedea și ați vrea să vedeți filmul Soarta unui om cu el, o să spuneți, nu e adevărat cum a jucat. Bistriți ca ea în filmul Pe Donul Liniștit. Sunt filme de Samoilova, v-am spus, cu Zboară cocorii și cu un film pe care după ce m-am reîntâlnit cu ea la Budapesta, eu filmam acolo, ea a venit în vizită, ea a făcut filmul Ana Karenina. Ana Karenina. Celebru, clasicul. Excepțional. Da. La Rusia ajunge toată trupa naționalului, eu cu ei jucau Scrisoarea pierdută. Asta se întâmplă în Rusia. În Rusia, la Moscova. Rusia, bun. Hotel Pekin. Ok. Toți ajungem acolo, toate artistele noastre, Cela Dima, Elvira Godernu, Marieta Deculescu, Aura Buzescu, toate cu blănuri, iarnă, era frig. Dar la ședința la București a spus, să nu cumva, să ziceți vreo vorbă rea de ruși. Microfoane. Nimic. E nenorocire, imediat se află. Țineți-vă gura, bucurați-vă, mergem, o să aveți succes, dar nu vorbiți nimic. Ajungem acolo, toată lumea și aștepta cheile de la camere. La hotel, da. Primul care ia cheia, Bibanu cu Victor Moldovan și pleacă. Nu m-am uitat după ei. Stăteam și noi și așteptam acolo. Jucam și eu atunci, împreună cu ei. Ei jucau revizorul cu Beligan. Jucau Scrisoarea pierdută cu toată trupa aia și eu, Oameni și șoareci. Deci eram așa apropiat de toți. Și odată în capul scărilor apare Bibanu. Dem Rădulescu. Acolo era tot plin de flori făcute din oțel, din fier, de unele mai frumoase ca altele. Cum au rușii, mă, au o chestie din asta cu grandomanie, tot ce... Și Bibanu zice... Liniște! Să nu vă în flori că ruginez microfoanele! Bă, n-am să uit ce? Am crezut că murim. Băi, îți dai seama? Bibanu. Zi-mi, era filmul ăla
Cuibul salamandrelor. Exact, asta în Maroc. În Maroc l-ați filmat? În Maroc am filmat Cuibul salamandrelor. Mircea Drăgan a făcut filmul, ne-am dus la Casa Blanca. Mi-a spus, în seara asta trebuie să filmez cu partenera ta. Partenera mea era o italiancă, o chema Paula Senatore. Te duci și o aștepți la aeroport. Mă, au venit din avion, coborau și deodată am văzut una drăguță, tunsă, scurt, blondă. Zic, asta trebuie să vă... M-am apropiat de ea și am spus, Paula? Și am spus, Florin? Zic, eu sunt. M-a pupat. Ce? Ce hap? Niciun hap. Atunci am pupat-o, ne-am dus la hotel și Drăgan a spus, astă seară, ca să nu pierdem timpul, trecem munții și acolo să filmăm restul. Dar în apartamentul ăsta filmăm scena de dragoste cu tine și cu Paula Senatore. Doamnelor care sunteți aici, care sunteți la televizor, cum să te săruți cu una pe care abia ai văzut-o? Ai dat mâna, ți-a zâmbit și a spus cum te cheamă. A frumoasă, nu? Frumoasă. Niciun... Tu ai spus frumoasă. Era bună. Era urs cu tobe. Zic, nu se poate. Zic, cu asta. Și liniște, vă rog frumos. Vă rog frumos, faceți liniște. Ieșiți afară toți, că acum e o scenă în care Florin n-are replici, dar trebuie să se dezbrace. Și am făcut... Asta a zis-o Mircea Drăgan. Drăgan, care era regizor și care a spus, acum filmăm momentul pe care o să-l vadă numai ăia din Occident, în care sunteți în pielea goală. Cenzurat în România. Da, nu, în România filmăm cu cămașa pe tine, ea cu cămașa de noapte sau ce dracu avea și ea acolo. Zic, bine, dar am început că și deodată ce Drăgan, ce e aici? Cine face așa? Și odată parcă îl văd foarte tare, m-a iubit foarte tare la mine. Jean Constantin, care văzând cum o iau pe aia, jujulez, o sărut cu tare, el zice, Mircea, stau prost cu respirația. Ce cauți, mă, aici? Am vrut să-l văd pe ciobanul ăsta, dacă știe să o pupe pe italianca asta, dar văd că știe. Zic, băi, ăsta, vino tu, tu care n-ai pupat decât pisici, vino să pup pe italianca. A fost râsul lumii, el a ieșit, mă rog, eu am continuat scena, după care ne-am îmbrăcat și am făcut aceeași scenă. Dar, vă spun, de ce să nu vă spun, că doar nu mă mai arestează nimeni, pot să spun orice, că ăsta sunt. Nu știi de câte ori am spus lui Mircea Drăgan, mai repetă scena asta. Regizorule. Te rog eu. Dar zi, era îți cu... place, zic, mor după ea și te rog să mai spune că n-a ieșit bine, că n-a fost unghiul bun, că n-ai lumină bună. Zice, bine, spun. Și ea râdea și ne pupam. Cât a stat în Maroc atunci? În Maroc am stat 12 zile. Cu Beligan? Cu Beligan, care a fost invitat într-o seară în Maroc. Nu uit niciodată când dumnealui mi-a spus, vreau să spun o chestie. Eu sunt invitat de primarul din Zagora. Asta era Zagora, era la 2 km de Sahara. Nu filmam decât dimineața de la 6 până la 9 seara. Mm-hmm. Pentru că după aia nu mai puteam filma. De la 6 erau la 9 dimineața? Dimineața. 6. 9 dimineața. 9 dimineața. Mm-hmm. Și atunci maestru Beligan mi-a spus, Florinel, zice, sunt invitat la... Vreau să spun, Florinel, vreau să spun că sunt invitat la primarul din Zagora. Nu vrei să mergi cu mine? Zic, merg. Și m-a luat cu el. Mă, copii, primarul din Zagora avea 7 neveste. 7 neveste. Aici am auzit că șeicul are 4. Asta era mic, da. Copil.
pe lângă primarul de acolo. Vi le-a prezentat? Care mi le-a prezentat după ce ele apăreau cu mască și nu era COVID atunci. Cu mască ne făceau așa și cea mai tânără, ultima care era nevasta lui, a venit și a servit tot îmbrăcată cu aia pe cap, mască, ne-a servit la masă. Cred că avea 16-17 ani. Și atunci Beligan a spus, suntem copii mici. Pe lângă ăsta din Zăgoră, ai văzut, mă, cum arată? Zic, arată bine, dar are o viață. Pentru că l-am văzut pe el cum a vrut să ne arate nouă cât e el de, nu forțos, dar așa, și-a adus un șarpe. Șarpe? Pe care l-am venit așa pe mână, n-avea dinți, era clar că nu putem să-l muște. Și că m-a întrebat pe mine dacă zic, care, domne, nu știți cu cine vorbesc. Să-mi dea mie șarpele să-l învelesc eu pe mână. N-am să uit niciodată. Și Beligan zice, ia-l, zic, ce-s nebun, Doamne ferește, nu-mi place. Nici Beligan n-a vrut. Unde ai mâncat cel mai bine, Florin? Unde ți-a plăcut cel mai mult să mănânci? Mâncarea cea mai... Cea mai bună, pentru mine, în Israel. În Israel am mâncat ficat de gâscă. Ficat de gâscă făcut pe țeapă, din asta pe jar, într-un anume fel. Totdeauna când m-am dus acolo, m-am dus în cartierul ăsta, unde era ficatul de gâscă, se cheamă Cavet Avazi. Să știi că am să fac o paranteză. Nu știu cât de tare vă interesează, dar mie îmi place. Astăzi am fost pentru o oră și jumătate, am fost cu Dan la plajă, cu el și cu soția lui și cu copiii lui. Foarte drăguți amândoi, să-ți trăiască. Or, vreau să spun că am văzut un bărbat, l-ai văzut? Care ducea pe o doamnă, cred că avea peste 90 de ani. Mama lui. Da, mă. A dus-o de braț. Ce n-aș fi dat să fi avut și eu această grozavă minune să o pun, să o duc pe mama mea unde mi-a plăcut mie mai mult. Italia. Da, eu am ajuns în Italia datorită lui Marinel Ștefănescu, prim balerin la Scala din Milano. Partenera lui era o balerină pe care o cheamă Liliana Cossi. Eu am asistat, fiind acolo invitat, la repetiția cu el și cu Liliana Cossi. În timp ce stăteam și mă uitam la ei, balerinii ăștia sunt ceva, mă, asta e o profesie extraordinară. Îi admir pe balerini. Fiind acolo și uitându-mă la ei, am spus la un moment dat, zic, opriți-vă, simt un miros de ars. Și când mă uit la o ușă, ieșa fum. Imediat m-am dus la... Luase foc. La intrare, la portar și am spus, uitați ce se întâmplă. A chemat pompierii, registratura. Asta e o poveste foarte frumoasă. Registratura ardea frumoasă pentru mine. Pentru că a doua zi, și am această hârtie pe care o păstrez, n-o să mai ajung probabil niciodată acolo, o hârtie pe care în avizierul lor spunea actorul român Florin Piersic a salvat registratura noastră de la un incendiu extraordinar. Are bilet în loja din director, Scala. Directorială din Scala oricând. Da. De asta eu totdeauna mă gândeam, cum adică să cânte Placido Domingo, să cânte Pavarotti, să nu ajung și eu acolo să-i văd aproape cum cântă, cum se dau cu Batista, cum e o nebunie ce se întâmplă când îi vezi pe actor. De asta eu iubesc filmul, iubesc televiziunea, dar ceea ce vedeți pe scenă nu poți să vezi. Dacă vrei să mă vezi pe mine într-o piesă, vino la teatru și mă vezi de aproape.
și vezi exact cum reacționez, cum primesc replicile, cum ascult, totul se sesizează prin teatru. Eu am dorit să mă duc din nou la Scala, dar n-am mai apucat. Țară. Te prind cu încă o țară. Am fost în Irlanda, la Dublin, și eram împreună cu doamna Cristina Muntean, care a organizat recitalul meu, cum a vrut să vină și aici, s-a înțeles cu tine. Da. E, sigur că sunt momente majore așa în care nu poți să faci ceea ce ai vrea să faci și să ne ajute. A doua zi, ambasadoarea de atunci ne-a invitat la o cafea irlandeză. Și am băut cafeaua și am ieșit din localul ăla care era foarte frumos și era, avea și o parte din asta de grădină. Și am ieșit în stradă. Stradă, bulucă. Și odată oprește o mașină de gunoi. De gunoi? În față, da, de gunoi. Elegantă, mare. Am văzut și aici o mașină, aici, în Dubai. În Dubai. Am văzut o mașină, am crezut că e a președintelui. Așa de faină era. Mă și oprește mașina și ăla zice, bă, ăsta e piersic. Gunoierul. Români. Români. Coboară. Ăla sare, mașina se oprește, vin amândoi, mă pupă de m-a umplut tot de clăbuci. Piersic, firea, ce cauți aici? Zic, am venit, zic, am fost invitat aici. Cu coană, la ambasadoare, mă, n-am să uit câte zile avea, cu coană, îi spune la ambasadoare, fă-ne o poză, pac, poză, au suit amândoi în mașina de gunoi. Mașina de gunoi. Auzi, și lor... atunci m-am gândit, zic, uite, bă, doi oameni pe care nu o să-i mai văd probabil niciodată, cum v-am povestit și vreo câțiva dintre noastră, vă aduceți aminte că v-am povestit cum a oprit un tren după Vatra Dornei și eu am crezut că, zic, cum să oprești, bă, trenul aici? De ce suntem în Japonia? Da, era acolo. Am oprit că v-am văzut. Cum să oprești, bă, un tren? Pe dacă v-am văzut. Mecanicul te văzuse la barieră. La barieră. Tu ai coborât din mașină. Nu, eu am coborât. Eu eram, fumam, că eu mă dau mare, câteodată fumez așa să vadă gagicile, că uite că ăsta și fumează. Fumează, e formidabil. Și eu fumam și vorbeam cu ăia din Loganuri care veniseră după mine. Și o dată, s-a oprit trenul. Am povestit asta. Da. Și atunci am coborât ăla. Florin! Cu tare zic, ce faci, bă, ce vrei? Trenul cu oameni în el. Cu oameni în el. Toți au ieșit la geamuri că au crezut că s-a întâmplat ceva, dar nu s-a întâmplat. Mă văzuse ăla din locomotivă diesel de asta, electrică. Și zic, cum să oprești, mă, trenul, ești nebun? Pentru mine, da, ce, suntem în Japonia, v-am văzut, vă mai văd eu vreodată? Scrieți aici pentru Cornelia. Cine e Cornelia? Nevastă mea. Scrieți acum. I-am scris poze, chestii. După ce a plecat trenul, am stat și am plecat spre Cluj. Avusesem spectacol la Câmpul Lung Moldova și mi-a venit să plâng. Și atunci am dat telefonul Beligan și am spus, maestre, uitați ce mi s-a întâmplat. Și povestesc. La care Beligan zice, mă bucur, mă. Dar mie să-mi dai telefon când o să oprească un avion pentru tine. Zic, am înțeles. Auzi, Florin, da, te mai prind cu o țară. Cu ce? Austria. În Austria am fost și vă recomand și dumneavoastră, dacă o să ajungeți acolo, să mergeți la Stephansdom, unde în stânga e un tablou a unei sfinte la care eu mă uit întotdeauna când mă duc, pentru că privirea acestei sfinte tinere de tot, oriunde te duci prin biserică, ea te urmărește cu ochii, parcă se uită după tine. Pe ea am asemuit-o cu mama mea. Și din cauza asta, de fiecare dată când mă duc acolo, cumpăr iconițe cu ea, și le dăruiesc prietenilor mei. Am și acum la mine, aici în Dubai, câteva fotografii cu această sfântă pe care o ador. Dani, legat de Austria. Dani stă în Austria, nu? Dani e băiatul meu. Băiatul meu. L-am avut și l-am
un băiat excepțional. Pentru mine minunat. Și Florin Junior e important pentru mine, pentru că e și talentat și îi merge mintea extraordinar. Extraordinar. Daniel e mai sentimental. Dar Daniel, am o amintire cu el când, plimbându-ne prin München, fiind o piață foarte mare în fața gării, zic, mă, nu mai mergem pe trotuar. Am fost la magazine, ne-am uitat. Hai să o luăm direct, ajungem mai repede la hotel. Nu, Florin, vreau să-ți spun ceva. Nu îmi spune tată, îmi spune Florin. Tată îmi spune Florin Junior, el îmi spune Florin. Zice, nu, aici nu ești în România. Tu crezi că ești în România aici, că te cunoaște polițistul și nu zice nimic? Lasă-mă, vrăjeala, cine e acum aici așa mare? Și o tai așa. Nici n-am apucat să fac 10-15 pași. Uau, 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 uau! Poliția. Și atunci Dani se întoarce la mine, zice, ce ți-am spus? Am cu fulangito. E mai de capul tău. Acum plătești că... Și se oprește asta. Nu uit, coboară din mașină, el și o ia. Îmbrăcați polițiști. Și vin spre mine. Ia mai în spate, el în față. S-apropie. Tu? Eu ce? Cu furit. Nu știu nimic. Germană, nimic. Cu furit e puțin spus. Dar mă rog, cu furit, dacă îți place cuvântul ăsta. Eu îl folosesc mereu, dar am vrut să fiu în Dubai, să nu spun nimic rău, dar îmi dau eu drumul peste o oră și vedeți pe naiba. Bă, așa, copii. Și vin la tine. Da. Zice, acum, gata, trebuie să scoți banii. Ce ai avut tu, dai aici. Și ăla se apropie. Florin Piersic. Când a zis Florin Piersic, dacă vrei să folosim cuvântul, Dani s-a cufurit, nu eu. El se uită la mine și eu zic, da, nu se poate. Domnul Piersic, eu sunt polițistul întregii regiuni. Vreau să vă rog ceva. Vorbiți cu mama mea. Zic, cum? E în șura mică, lângă Sibiu. Vă adoră. Vă iubește. Alo? Alo, mamă, ce bine că îmi răspunzi. Știi cu cine sunt? Cu Florin. Cu care Florin? Florinul tău. Da, Piersicu. E aici, lângă mine. A traversat greșit aici. Am vrut să-l amendez, dar cum să-l amendez pe Piersic? Ce stâmpit? E aici, ți-l dau la telefon. Să rămână, doamnă, vreau să plec în Dubai, dar nu cred că mai apuc. Am venit în Germania, sunt foarte bucuros că vă cunosc. Când viu la Sibiu, viu la șura mică, cum te cheamă? Zice, pe mine mă cheamă Hans. Zic, sunt cu Hans, cu băiatul dumneavoastră și mi-a spus că mă iubiți tare. Și eu vă iubesc foarte tare. De altfel, pe toate mamele din lume le iubesc și le iubesc mereu. În sufletul meu sunt toate. Vin, Doamne, neapărat. Vă sărut, vă îmbrățișez. Mai spuneți-mi. Orice problemă aveți. Viena. Domnul Florin Piersic, orice problemă aveți, mă sunați la numărul ăsta. Dar să vă prezint pe polițista mea. Polițista mea o cheamă Margrit. Am luat, am pupat-o și pe aia. Aia era austriacă, da. Aia nu era română. Nu, era în Germania.
ce ți-am povestit acum, dar nu te poți concentra că tu tot timpul stai cu telefonul ăla între picioare. Bă, n-am văzut în viața mea. Credeți că pe plajă a făcut baie? Telefon. Cu cine vorbești? Treaba mea. Păi, dar vorbește în legătură, că ne întâlnim cu ăștia din Dubai și ăștia sunt foarte pretențioși. Nu sunt pretențioși deloc. Ei sunt bucuroși că au văzut fularul tău alb și restul nu-i interesează. Care fular alb? Să aduci fularul, că dacă nu vii cu fularul, degeaba vii. Fii atent, Florin, ascultă. Florin, ascultă-mă. Ascultă-mă. Da, vorbește mai mult ca să beau. Zi-mi un loc, fii atent. Da. Zi-mi un loc de pe planeta asta, unde ai fost și nu te-a cunoscut nimeni. N-ai dat de niciun român, de nimic. Da. Un loc, unde te-ai dus? Nu știu, în America, în unde? Jur că vă spun. Un loc unde n-am fost trist în viața mea cum am fost în Hawaii. M-a pus dracu să mă duc în Hawaii. Du-te, mă! Și cine m-a... Directorul de la... care făcea reclamă cu toate filmele mele, cu haiduci, cu Bărgelatul, Harapal, parașutiștii, nu știu ce, a făcut serialul. Și a spus, când s-a terminat, m-am dus și am prezentat în toată țara. Mă, copile, ție-ți vorbesc, bă, că ai ochelari ca mine. Fii atent și vouă, fetelor, și dumneavoastră. Doamnă, îmi place de dumneavoastră cum ați urmărit. Să mor eu. Sunteți cu soțul? Nu. Bine faceți. Să veniți la urmă, că vreau să vă spun ceva la urechea dreaptă. Ori asta am vrut să vă spun, că în momentul în care eu... Despre ce vorbeam, că acum am uitat. De un loc de pe lumea asta. Da, știu, un loc de pe lumea asta, unde nimeni. Nu era nimeni, mă. Mă, unu, mă. Unu singur să spună cunoască. Sunt român sau sunteți, cum a făcut polițistul din München. Nimic. Și la un moment dat, stând eu așa pe fotoliu, vroiam să mă duc în piscină, că e piscină acolo, pentru că afară scrie nu vă avântați în apă, că sunt rechin. Când am auzit de așa ceva, eu vă trimit în Hawaii și vă plătesc drumul să mergeți să vă mănânce alea fuduliile de care vorbeam la început, să le mănânce rechinii. Cum să mă bag, mă, în apă, tâmpit, auzi, atenție, rechin. Și atunci am zis, stau așa, mă mai duc la piscină, mă mai duceam la malul mării și vine o doamnă lângă mine și zice... Sunteți Florin Piersic? Zic, da. Extraordinar. Mă bucur mult că vă cunosc. Sunteți foarte simpatic, așa. Mi-e drag de dumneavoastră. Chiar mi-e foarte drag. Nu vreți să-mi dați un autograf? Cum să nu? Cu plăcere. În sfârșit mă cunoaște cineva. Și da, mă cunoaște cineva. Să le spun. Era soția mea. Te-a văzut trist. Ai zis, băi, nu-l recunoaște nimeni. Și am scris așa. Vă cheamă? Mă cheamă Ana. Ani, îmi spun. Da. Dragii mele Ani, Florin Piersic. Și ea a spus, e cel mai frumos autograf care l-am primit. Dar să știi că un drum extraordinar pe care l-am făcut a fost în Cuba. Vă sfătuiesc să mergeți acolo. Am fost de două ori datorită unui coleg de-al meu de liceu care a aflat că sunt la Toronto. Eram în Canada și asta neapărat și vreau să... Asta o să le placă dumnealor. Eram în Canada și la Toronto primesc un telefon... o doamnă, nu, o doamnă și după aceea un bărbat mi-au spus puteți să veniți la Windsor. Zic, da, de ce? Păi un coleg de-al dumneavoastră de facultate vrea să vă vadă. Zic, cine? Zice, o să aflați când veniți. Zic, ce e acolo? Zice, e cel mai bogat om din aproape din toată Canada. Dar a făcut un an de actorie. Zic, Herman. El e. Herman Viktorov. Îl chema Herman Haimovici.
a căzut în anul întâi, părerea mea era, este și azi, că era foarte talentat și avea o voce frumoasă tot. Da? Și a doua zi a venit o mașină cam de aici și până în partea elaltă, m-a luat și m-a dus. Și atunci colegul meu, Herman Haimovici, m-a așteptat la Windsor în fața casei lui și mi-a spus: Florin, pe tine te-am iubit și o să te iubesc toată viața mea. Unde vrei să mergi în lume? Zic, nicăieri. Cum nicăieri? Undeva vrei să mergi? Zic, da. Unde? Să mă mai duc o dată în Cuba. Și atunci el m-a trimis în Cuba, de acolo, din America, mă rog, de la Windsor, de unde locuia el. Am plecat, am trecut în Detroit, din Detroit am luat avionul, am plecat în Cuba și faptul că am ajuns la Havana și am făcut așa, pentru că l-am văzut pe Hemingway, din bronz făcut, în crâșma în care se ducea el și bea Cuba Libre. Libre, da, da. Și atunci am zis, m-am crezut că e el, zice, aici venea Hemingway și bea. Atunci, pe plaja de acolo, în Cuba, am văzut casa lui Al Capone, marele mafiot Capone, și pentru că m-ai provocat cu Hawaii și cu Cuba, trebuie să-ți spun neapărat că eu sunt unul din cei care am avut bucuria, șansa să fiu, să intru în casa din Pennsylvania, în care a locuit o perioadă destul de lungă artistul pe care îl iubesc cel mai tare după Laurence Olivier, Michael Jackson. Mi-a plăcut atât de tare de el, cum nu pot să vă spun, în tot ce l-am văzut. Mai am o cântăreață pe care o iubesc și îmi place să spun, Whitney Houston. Nu are egal pentru mine. Acum, de curând, la un premiu pe care eu l-am prevăzut la vârsta de 95 de ani, Tony Bennett, care era într-un fel, nu rivalul, dar cel care vorbea frumos, cum și Sinatra vorbea de el, Tony Bennett acum va primi marele premiu cu Lady Gaga, care unii spun, nu, că e urâtă, nu e nicio urâtă, cum cântă, mă. Am fost de 5 ori în America. Cu mulți ani în urmă, în restaurantul lui Națiune, cum îi spuneam noi, lui Aurică Popescu, care avea Klein Bucharest în München, a spus, sunt doi băieți care vor să te vadă, să te întâlnească. Zic, cheamă-i înăuntru. Cine sunteți? Noi suntem frații Burgă. Aha. Și ce sunteți? Ingineri. Și am fugit din România. Ne-am legat actele de slip și de gât. Toată lumea a crezut că ne-am înnecat, dar noi am înnotat și am intrat în Iugoslavia. 3 luni am stat în Iugoslavia, după care ne-au luat, ne-au dus pe un câmp și am crezut că ne împușcă. Dar de fapt au spus liber. Am intrat în Austria și am venit aici. Vindem ziare, domnul Piersic. Vindem ziare, dar suntem aici. Avem o rugăminte. Zic, n-aveți nicio rugăminte, că eu, Aurică, fii atent. Dă-le mici, dă-le bere, mâncați ce vreți. Sunteți invitații mei. Și mâine sunteți invitații mei. Domnul Florin, aveți seava de la eșapament defectă. Vă facem noi. Nu trebuie să-mi faceți nimic, vă facem noi, că noi știm de unde să luăm tot. Avem o rugăminte. Vă dăm 500 de mărci să duceți mamei noastre. Unde? La Bacău. Bref,
scurt, am ajuns în România, primul tren am luat la Bacău, la taximetrist i-am spus, puștiule, sau ce era, zic, du-mă pe strada Panseluțelor, numă 12B, blocul tare. Mă duc, sun la ușă, la etajul 3, Florin, nu se poate, să nu-mi spuneți, să nu-mi spuneți că veniți de la băieții mei. Zic, ba da, de la băieții dumneavoastră viu și uitați ce v-am adus. Nu stau, că îmi plec cu trenul următor, mă duc la București, dar am vrut să viu, să vă cunosc, să vă îmbrățișez. Pac! Povestea mea nu s-a terminat. Și am ajuns în America. Unde? La San Francisco. Asta după o vreme. Multă vreme. Multă vreme. 10 ani, 15 ani. Ajung la San Francisco. Și întâmplarea face ca eu n-am de lucru și spun, domnule, formidabil, cum am simțit aici extraordinar, cum ați pregătit masă, numai la Urică Popescu, unde mâncam cu doi frați, burgă. Asta am zis. A intrat Corina, a cântat, pauză, intru eu și în momentul ăla văd că se deschid niște uși în timp ce eu recitam, povesteam și văd doi bărbați mari, înalți, cum erau frații burgă, dar eu știu unde se iau după atâția ani de zile. Mă uit, veneau spre mine, printre public, care era arhiplină era sala. Și vin și amândoi, domnul Pierzi, n-am să uit niciodată, m-au luat în brațe. Zic, v-am pomenit întâmplător. Zice, ne-a dat cineva telefon, zice, Pierzi, e la San Francisco, într-o sală superbă și a spus numele vostru. Și am venit cu mașina. Avem două fabrici aici, domnul Piersic. Nu mai vindeau ziare. Venit. M-am dus la ei, am stat 3 zile. Nu știu ce vroiau să mai îmi dea, dar au spus casete vrem, cu filme cu dumneavoastră, DVD-uri. Zic, am. Am la Los Angeles, vă trimit. Când am ajuns la Los Angeles, i-am spus lui Stella, ce poi? Zic că asta vreau să trimit. Ea mi-a făcut asta, am făcut pachetul, am trimis. După 2 zile, zice, ți-a venit un... Bă, cum să uit așa ceva, mă? Că eu sunt în Dubai, mă, nu sunt în statul Crăcănații din deal. Și zice, ți-a venit un aviz. Ce aviz? Zice, ceva bani, cred că $100. Bun și ăia. Și mă duc la poștă. Arăt pașaportul cu Stella asta după mine, Stella ce poi. 1, 2, 3, 4. Bă, când am văzut că numără ăsta, zic, săracul, bolnav de nervi. Mi-au trimis pentru casetele alea $1,000. Venind la New York, într-o seară, am trecut din metrou pe dedesubt și am văzut un saxofonist. Toată viața mea, de atunci, mă gândesc din când în când ce-o mai fi cu băiatul ăla tânăr. Cânta la saxofon extra biba ba wa 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 la ra ri ra 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 ra. Și m-am oprit. Ori mă cunoașteți, știți cum mă cheamă, cine sunt. Și m-am oprit acolo, nu trecea nimeni. Eu eram la ieșirea pe scări, în cartierul unde locuia Veronica Strugaru. Și am stat așa jumătate de oră și l-am ascultat. Și m-am gândit, cum de nu apare, mă, un impresar, un director de filarmonică, de teatru, de... să-l ia pe băiatul ăsta să-l ducă, cânta formidabil. Și atunci vă dau o lecție. Am luat din banii care câștigam eu, râsul, $50. Și i-am pus. A făcut așa că nu e adevărat. Că cum îi dau eu lui $50 când el cânta acolo și dacă cineva se oprea să dea $1. Sau 2. A fost o bucurie ca să văd un om atât de talentat și atât de fericit că are un spectator care s-a așezat așa
Și mă uitam la el și l-am ascultat aproape o oră, trei sferturi de oră. De-aia spun și îmi place să repet, să faceți bine. În general. Eu mă îmbrățișez. Super. Mulțumim. Ajung în Canada. Sala de teatru Brebeuf. Lume. Și odată văd Lucian, Ion Lucian, asistentul meu, minunatul actor, care juca cu Rinocerii, cu Radu Beligan, cu toată trupa lui, Daniela Nencov și alții acolo în sală. Și văd lume extraordinară. Eu recital. Recitam, povesteam, cântam melodii care erau scrise pentru mine. Și la un moment dat, Septimiu Sever, care era în față, prietenul meu de o viață, am o poveste cu Septimiu Sever, că mori. Dar zi-o pe asta înainte. Nu, zi-o pe asta înainte, bineînțeles, dar ce stâmpit. Fii atent acum. Fiți atenți. Băi, Omar, fii atent aici. Pe mine. Lasă-l pe trotinetă ăsta care se tot plimbă în stânga, în dreapta. Tu mergi pe mine. Uite, ăsta bea ceai. Are un gust ceai. Ăsta să-ți bați copiii. Fiu al dracului. În viața mea n-am băut un... Ăsta nu e ceai, mă. Bă, are un gust, mă, cum să poți să bei? Și despre ce vorbeam? Adică știu despre ce vorbeam. Beronian. Da. Și în momentul ăla, Septimiu, zic, tu ești în sală, mă, Septimile. Ce bucurie pentru mine, că știam că vine la Cluj și locuiește la mine. Zic, ai venit, ai aflat că sunt aici, la Montreal. Și el zice, da, ți-aduce aminte când jucam în Maria Stuart, eu dueleam cu oamenii tăi și la un moment dat îmi dădeam seama că nu mai am nicio sabie, pac! Și îmi băgam daga de la cele două, sabia și daga, îmi băgam în burtă. Muream înfipt în dagă pe scena Teatrului Național. Și așa am rămas în seara aceea, pentru că i-am spus lui Traian Zecheru, zic, scoate-mă pe întuneric, că s-a întâmplat ceva, s-a rupt ceva în mine. Am ieșit, Simona Bondoc, care juca pe Maria Stuart, a chemat pe soțul ei, care era în lojă, Voinea Marinescu, ministru sănătății era atunci, și el a spus, duceți-l la Fundeni, pe mine. Zice, ți-a plecat o pietricică, cred, de la rinichi și de asta ai așa dureri. M-au suit în mașina lui, m-a dus la Fundeni. Primul cu care m-am întâlnit era un doctor înalt, în halat, cu pistrui pe față. Nu-l uit, cum să-l uit. Și el a spus, urografie. Facem o urografie și o să vedem noi, dragă Florin Piersic, o să vedem de unde ți-a plecat o pietricică, că asta e durerea mare pe care o ai. Nimic nu doare, să știi, decât pietricele astea, oxalații, care te ating cu tare. Zic, facem urografia, zice, mă prezint. Sunt Beroniade. Prezent! Bă, când am auzit prezent, uitați acum că vă povestesc, m-au trecut toți fiorii. Era în sală. Dar eu am povestit numele lui, l-am spus... Și atunci doctorul a spus, ați înțeles ideea, nu? A spus, eu sunt doctorul Beroniade și o dată prezent în sala de la Brebeuf. După ani de zile. După ani de zile, ca după aceea, eu să spun, domnul doctor, zice, da, sunt aici de 12, de 15 ani și am un spital. Și spitalul meu se cheamă Spitalul Dr. Beroniade. O rog și pe Cristina și pe tine, nu tăiați chiar tot din ce am povestit. De ce să nu tăiem la montaj? Să nu tăiați la montaj, știi de ce? Nu o să-ți placă ce sunt, zim, nici dumneavoastră. Zim, de ce să nu tăiem la montaj? Pentru că nu cred. Că o să mai am timp să mă întâlnesc cu dumneavoastră. Pentru că orice om la o vârstă se gândește și ce urmează. Pentru mine, tu, repet, Cristina, care a avut ideea cu tine ca să vin aici,
și toți cei care sunt aici și tu. Da, și bine mari. Spunea Beligan, cu cât ai să înaintezi în vârstă, emoțiile tale așa la întâlnirea cu publicul, indiferent unde va fi, o să existe. Toată dimineața ai stat, da, cu emoții. Că, eu am sosit aseară și azi noapte n-am putut să dorm, de emoții, că știam, da, că mă întâlnesc așa cu dumneavoastră. Dacă știam că sunteți așa de puțin, nici n-aveam auzi, emoții. Auzi, Florin? Eu vă aplaud. Florin, zi-mi, Florine, o țară. Că am vorbit în de Crăciunul ăsta despre locurile în care ai ajuns tu. Da. Piersica, te rog, în jurul lumii. Zi-mi o țară în care ți-ar fi plăcut să ajungi și n-ai ajuns. Frumos ce ai întrebat. E o țară în care am ajuns, în care trăiesc și n-aș pleca din ea niciodată. Se cheamă România. Să avem un Crăciun frumos, Florin. Mulțumesc mult!